Într-o zi frumoasă de vară, de pace, la un început de drum, doresc să am un cuvânt sub titlu Un proiect pentru o familie bună. Că doar cei doi sunt de la început de drum cu gânduri bune. Tot gânduri bune le veți ura mulți astăzi. Și cu siguranță că cel din tâi, care e mai bun decât noi toți, e prea bun Dumnezeu, are gânduri mai bune decât noi toți. Pentru aceasta mă voi folosi de cele scrise în Psalmul 101 și mă voi adresa în mod direct și mai întâi la miri, dar și la toți familiștii și la cei ce au un plan, un proiect să formeze o familie. Un proiect pentru o familie bună trebuie să fie gândit în așa fel încât familia să fie mai întâi un loc al laudei și a prezenței Domnului. Ascultați ce scrie de la versetul 1. Voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită când vei veni la mine. Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Vreau să observați că toate verbele din acest psalm sunt la viitor. E proiect. Și viața voastră de familie, totul e la viitor. Nu s-a consumat nicio zi, de astăzi începe. Și-a propus David să cânte. Știți, despre el s-a scris că își cânta bine. Așa am văzut și noi astăzi, că cei doi sunt din familie care știu să cânte bine. Soliști chiar. Și-am apreciat și vă încurajez pe familia Gal, care mare căsătorii de aici, să cântați în continuare. Pentru că altfel mie mi se pare ceva doar de jumătate să cânte numai cei necăsătoriți. Să cânte numai copiii și tinerii despre dragoste, mie îmi pare ca și cum ar spune cei ce n-au făcut afaceri, faceți afaceri că e grozav. Să cânte, să facă afaceri. Să spuneți pe afaceri cine a făcut afaceri, cine știe ce sunt astea. E frumos să cânte și copiii și tinerii, pentru că trebuie să ai o imagine bună despre viața de familie. Dar dacă cei căsătoriți nu mai cântă, atunci îi spui semne de întrebare. Ce o fi care cum trece apa, nu mai cântă ca pe celălalt mal, când de fapt cânta pentru malul pe care urma să treacă. Dar mai mult decât a cânta despre dragoste, aici este vorba de a cânta pentru lauda lui Dumnezeu. Mi se pare că în vremea noastră este o schimbare de sens și poate ați auzit oameni spunând îmi place să ascult muzică sau asta e melodia mea preferată. Eu înțeleg din Scripturi că noi nu cântăm nimănui, numai Domnului. Așa scrie aici. Voi cânta bunătatea și dreptatea, ție, Doamne, îți voi cânta. Deci, este un nonsens să spui, acum mi se cântă mie. Nu, noi toți și în familiile noastre e foarte frumos să lăudăm pe Domnul. Ce să cântăm despre Domnul? David face aici referire la două atribute. Voi cânta bunătate. Avem ce să povesti despre bunătatea Domnului. Avem pentru ce să cântăm. Doamne, voi cânta dreptate. Și câte alte atribute n-are Dumnezeu? Măreția, sfințenia Lui, slava Lui. Oriunde te vei întoarce și vei privi în natură, în planul mântuirii, devii poet și cânți, lauzi pe Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Fie ca familia voastră să fie un loc unde se cântă pentru slava Domnului. Asta înseamnă să facem din familia noastră un loc asemănător celui din cer, unde, știți, se cântă și este lăudat Domnul. În cer nu se cântă la îngeri, apropo de sensul cântării. Găsiți așa ceva în Scriptură? Că un grup de îngeri cânta la un alt grup de îngeri. Nu! Totul este numai spre slava Domnului. Ție, Doamne, îți voi cânta. Dumnezeu a instituit și pe pământ un loc, vă citesc din cartea 1 Cronici, capitolul 23, unde se cânta în permanență, versetul 30, scrie despre leviții, aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară,
ca să laude și să mărească pe Domnul. Faceți-o pe cât se poate și să ne ajute Domnul să o facem cu toți. Eu recomand să fie o carte de cântări și în mașină și să cântăm. Dacă vreți, după cele înregistrate, cântăm numai până le învățăm, în rest trebuie să cântăm noi. Sau, știu eu, cântăm împreună cu ei. Dar Dumnezeu merită să fie slăvit. Ce mai cuprindea proiectul lui David cu privire la o familie bună? Am citit aici în versetul 2, își dorea să aibă parte de prezența Domnului. Doamne, când vei veni la mine? Cum credeți că sună întrebarea asta? Să bag de seamă când vine, ca atunci să fac totul să fie în ordine, sau că își dorea să vină cât mai des, cât mai repede Domnul? Eu asta înțeleg, partea a doua. Dar pentru a dori prezența Domnului în familie noastră, nu-i destul să cântăm. Spune la un moment dat Dumnezeu prin profetul Amos, depărtează de la mine vuietul cântărilor tale, nu pot să aud instrumentele tale. Și dreptatea, neprihănirea să curgă așa ca un râu. Și David se angaja aici, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Există o relație foarte strânsă între înțelepciune și neprihănire. Vă citesc din profeția lui Zaharia, Luca, capitolul 1, și vă rog să rețineți că aici e vorba de viața de familie. Relația părinți-copii, 1 cu 17. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Elie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. Și atenție ce scrie aici, este strict legat de ce am citit în Psalmul 101. Ca să gătească Domnul un orod bine pregătit pentru el. Adică Domnul nu putea să vină numai într-un loc pregătit. Și ceea ce înseamnă să ai o purtare neprihănită, știm ce înseamnă asta, pe fondul căreia să te poți purta cu înțelepciune. Dar n-ar putea cineva să se poarte cu înțelepciune și fără să trăiască în neprihănire? Să admită și păcate, dar să fie înțelept. Nu se poate, pentru că păcatul este o nebunie și astea nu se împacă. Ori eliminăm păcatul și suntem pe de-a întregul înțelepți, ori dacă încercăm să le îmbinăm, undeva ne încurcăm. În aceeași idee, și asta e tot pentru viața de familie, citesc din 2 Timotei, capitolul 3, acum, stimați miri, eu vă citesc ceva și ce aveți de făcut peste câțiva ani, că dacă tot e proiect, privim la tot proiectul. 2 Timotei 3, de la versetul 15, când vă va da Domnul copii, să învățați din pruncie Sfintele Scripturi, așa ca sora ta, care a ajutat pe copilaș să învețe, că Scripturile pot să dea înțelepciune în neprihănire. Să ne ajute Domnul pe toți să trăim în înțelepciunea neprihănirii. Amin? Vreau să observați că David se angaja la aceasta într-un mod sincer. Astăzi m-a sunat un frate să-mi ceară un sfat. Fiica lui este într-o situație critică. A aflat acum, când mai sunt doar câteva săptămâni până la nuntă, că cel ce urma să fie soț fete și lui jinere, are o viață duplicitară. Și întreba ce-i de făcut. În familie, dragii mei, nu poți să mergi ascuns multă vreme. În adunare poți să te mai maschezi, dar acasă cât credeți că merge? De aceea, la acest proiect trebuie să fim sinceri. Scrie David în versetul 2, partea finală, voi umbla cu inima fără prihan în mijlocul casei mele. Adică voi fi sincer. El, de altfel, și când a greșit, se ruga, apoi citesc din Psalmul 51, versetul 6, dar tu cer ca adevărul să fie în adânc cu inime, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Versetul 19, atunci vei primi jertfe neprihănite, arde de tot și jertfe întregi. Deci, să nu încercăm să jucăm teatru în familie, căci vom fi demascați și asta nu e nicio dovadă de înțelepciune. Dar ca să fie familia noastră un loc pentru Domnul, unde Domnul să găsească o stare sfântă și o prezență a laudelor sale, trebuie să ne luăm un angajament asupra căruia să veghem în permanență. Pentru că, dragii mei, spun asta la familii și poate ați vrea să intervină Domnul în problemele dumneavoastră, să vină
Să nu-L așteptăm pe Domnul să vină în orice împrejurare și în orice stare. Știți când s-a dus Ilie la văduva din Sarepta și i-a murit copilul, ce a spus femeia? Ai venit aici să-i aduci aminte la Dumnezeu de păcatele mele? Era educată femeia, știa că prezența lui Dumnezeu într-un cort face ca să se inspecteze întreaga viață. Nu degeaba scrie în cartea Exod, capitolul 33, când poporul a păcătuit după incidentul cu vițelul de aur, citesc de la versetul 3, sunt cuvintele Domnului care a zis: suie-te în țara în care curge lapte și miere, dar nu mă sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, că Domnul nu mai voia să locuiască în mijlocul lor, și-au dat jos podoabele. Și ascultați ce spune Dumnezeu mai departe: voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Cu alte cuvinte, David știa foarte bine că nu-L poți aștepta pe Domnul să vină la tine acasă, oricum. Trebuie să-I dorești prezența lăudându-L și trăind în sfințenie. Doamne, ajută-ne! Amin! În aceste condiții, Domnul se va bucura să vă fie oaspete permanent. Un proiect pentru o casă bună, cred că trebuie să mai cuprindă și un alt capitol. Familia trebuie să fie un loc unde oamenii să-L întâlnească pe Dumnezeu, Cel pe care îl dorim. Am întâlnit oameni spunând, după ce au fost în unele case, am simțit prezența Domnului intrând aici, m-am simțit așa de bine, parcă n-aș vrea să plec. Se angaja David pentru aceasta în versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine. Asta înseamnă să iei mai întâi un angajament personal. Prea adesea ne izbim la nivel de familie când soțul dă vină pe soție. Soția pe soț, părinți, copii și invers. Dacă vrem un proiect, el trebuie să înceapă cu noi. Spunea Iosua, cartea sa, capitolul 24, versetul 15, cât despre mine, eu, apoi casa mea. Dar cred că tare mulți, că sunt familii care au tabloul ăsta, ar trebui să scrie cât despre casa mea, dacă va fi pocăită, voi fi și eu. Dar nu așa e proiectul cel bun. La urmă, și noi, dacă toți sunt pocăiți. Întâi eu, observați? Nu voi pune nimic înaintea ochilor mei și dacă alții vor fi păcătoși, purtarea lor nu se va lipi de mine. Uneori ne scuzăm crezând că răul e contagios din oficiu. Nu e adevărat. Răul este ispititor, dar nu se transmite automat asupra nimănui. Poate să fie femeia necredincioasă și bărbatul să fie sfânt sau invers. Mai mult, David se angajează la nivelul casei lui să vegheze. Nu știu dacă a reușit întru totul, gândindu-mă la tot ce s-a întâmplat, dar proiectul era bun. V-am spus aici totul la viitor. Poate n-am reușit toți până la ora asta, dar haideți de acum să facem ce se poate. Fiți atenți cât de mult avea David în grijă ca în casa lui să fie permanent așa de curat încât Domnul să poată fi oaspete la orice oră. Vegherea asupra gândurilor. Versetul 5, partea a doua. Pe cel cu priviri trufașe și cu inima îngânfată nu-l voi suferi. Adică la mine acasă nu voi accepta oameni cu capul prin nori. Oameni orgolioși, că oamenii tare ușor se laudă. David la ei acasă știa că el trebuie să-L laude pe Domnul. Și nu mai poți să-L lauzi pe nimeni când lauzi pe Domnul cu adevărat. Vegherea asupra vorbelor. Unde, dacă nu acasă, se vorbește cel mai mult? Hai să ne cercetăm, frașilor, familiștilor. Am vrea prezența Domnului. Dar ascultați ce angajamente ar trebui să luăm. Citesc versetul 5. Pe cel ce clevetește nascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Adică să nu permitem nimănui. Ce înseamnă îl voi nimici? I-am retezat-o din start. Când începe cineva să-mi povestească la mine acasă, cum scrie în Psalmul 50, stai și vorbești de rudenii. Nu se poate aici, se înregistrează. Aici tot timpul se înregistrează că aici se cântă Domnului și îngerii transmit sus.
Cum să meargă din casa noastră laude pentru Domnul și apoi următoarea piesă, clevetire. Doamne ferește! Sau poate cineva să spună vreun înger, nu registra, că asta e numai așa între noi. Nu se poate. Versetul 7, partea a doua. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Se minte. Oamenii tare ușor vorbesc. Nu neapărat că toți își propun să mint. De tare multă vorbire ușuratică. Cum au auzit, le falsifică, le înflorește. Apoi vegherea asupra faptelor. Spune aici, în versetul 7, cel ce se dă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Aici este un loc pentru Domnul. Și nu voi permite să intre bani murdari, nu voi permite să se pună la cale afaceri ilicite și așa mai departe. Iată cât de atenți ar trebui să fim, revin la cuvintele de la care a pornit David, care stau la baza proiectului. Mă voi purta cu o inimă fără prihană în mijlocul casei mele. Ideea de mijlocul casei eu o iau ca și veghere, în mod special pentru bărbat. Frate Timotei, ești destul de matur. Mă, sora Alina, noi știm că e femeie pocăită, dar vezi care mai vin pe la tine pe acasă, că ai multe neamuri, toți ești pocăiți, dar tu veghează, de acum ești pus pasnic peste casa ta, ca niciun gând, nicio vorbă și nicio faptă ne la loc să nu intre în casa voastră. Cine intră la voi în casă, îmi povestea cineva că a fost la fratele Niculiță Moldovean la Sibiu până trăia și a început să povestească și a zis, fraților, dacă voi aveți timp de povești, e treaba voastră. Dar eu vreau să-mi folosesc timpul lăudând pe Domnul prin cântare sau discutând din Biblie. Mi-l amintesc cu drag pe fratele Simionuc, să știți că și lui plăcea și cântarea. Pe lângă Biblie avea întrăistuța lui un caiet de cântări. Țin minte când stătea la noi dimineața când se scula, așa ca el, nu era bun nici de cânta la corde, cum de solist. Dar cânta și apoi scotea Biblie. Și pe mașină, eu am fost cu el în misiune și când mai începeam să vorbim una altă, vorba bătrânului era următoarea. Iar ați început din Biblia fără capitole. Și te ducea la adevăr. Mi-amintesc de ultima întâlnire ce m-a avut-o cu el, nu mai predica, spunea, mi s-a încheiat slujba de la amvon. Pe acasă nu m-am mai povestesc. L-am vizitat și m-a întrebat imediat cât pot să stai. Și am spus 2 ore, da? Atunci ne băgăm la Apocalips 11. Și acolo am fost 2 ore. Pentru că o casă cu proiect bun. Și aș îndrăzi să spun, dacă tot l-am amintit pe fratele și sora Lidia, care știți că e un vas al Domnului, Dumnezeu le-a dat 13 copii, sunt credincioși, proiect pentru o casă bună, unde Domnul se poate fi prezent. Acolo e loc pentru slava Domnului și nu e loc pentru povești, pentru minciuni, pentru alte lucruri vinovate. Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul casei noastre. Și un ultim aspect, asta ține tot de proiect. O familie bună este un loc care dă valoare cetății, bisericii și chiar orașului. Mi-am amintit zilele astea de profeția și de avertizarea lui David Wilkinson, pare mi se, el spunea că dacă Dumnezeu nu va pedepsi America, trebuie să-și ceară scuze de la Sodoma. Și m-am gândit, Doamne, Tu ești același și ești drept, de ce încă n-ai pedepsit America? Câtă stricăciune curge de acolo. Și Dumnezeu m-a făcut să înțeleg pe loc că și Sodoma ar fi curățat-o încă dacă se găseau 10 oameni. Deci încă în America mai sunt oameni. Și Dumnezeu așa lucrează. O familie dă valoare unei adunări, unei localități chiar. Știți că sunt localități care au un venit mare la bugetul local datorită unor locuri turistice. Și poate sunt acolo în orașul acela case care nu le bagă nimeni seama. Dar dacă este un obiectiv turistic, ceva ce atrage, dă valoare la tot orașul. Puteți să dați și voi valoare acolo în Spania, unde vă duceți până una altă, noi vă dorim să veniți înapoi. Să fie valoarea autohtonă aici. Să dați valoare Aradului. E foarte important. De aceea își propune David în proiectul său, citesc versetul 6, voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Adică oamenii credincioși se asociază.
se întâlnesc, ce se tem de Domnul, au vorbit adesea unul cu altul. Faceți prieteni credincioși, prietenile rele strică obiceiurile bune, te asociezi cu oameni mărunți, îți pierzi din valoare. Versetul 8, în fiecare dimineață, voi nimici pe toți cei răi din țară. El avea competențe, că era împărat. Noi doar trebuie să ne disociem de rău. Ca să stârpesc din cetatea Domnului, un om interesat de casa lui și de cetatea Domnului, pe toți cei ce se vârșesc nelegiuire. Avem nădejde că voi veți fi interesați și de cetatea Domnului. Și dacă vom avea case bune, astea, cum spuneam, vor da valoare adunării și vom avea adunări bune, amin? Să recapitulăm și noi cei care suntem familii să ne întoarcem acasă, să discutăm cu partenerii de viață cum stăm cu proiectul. Cât la sută e realizat până acum? Este casa noastră un loc al laudilor pentru Domnul? Dacă da, atunci să ne purtăm frumos, căci Dumnezeu vrea să ne cerceteze familiile. Să vă dea Domnul și vise cu îngeri și să vedeți îngeri în casa voastră, să fie prezența Duhului Său între noi. Dar pentru aceasta trebuie să ne angajăm în mod personal, să veghem de la gânduri la fapte și să nu uităm că avem o responsabilitate și asupra cetății în care locuim. Știți ce spunea Ieremia celor duși în robie? Voi dați valoare. Le spune acolo, căsătoriți-vă, să aveți copii. Valoarea evreilor urma să dea valoare și la diferite regiuni din Imperiu. Și ca să nu vă pierdeți entuziasmul și ceilalți să nu își piardă nădejdea, vă citesc în final Isaia 32:8, care scrie așa: dar cel ales la suflet face planuri alese. Asta a predicat despre un plan, un proiect. Și stăruie în planurile lui alese. Să-i ajute Domnul și pe părinții voștri să stăruie. Să stăruim cu toții și Dumnezeu să locuiască în casele noastre și adunările noastre să aibă valoare sfântă. Amin.